am o mare nemulțumire pentru faptul că n-am reușit să rezolv problema relocării poligonului de la Aghireș. Este o problemă care încercăm să rezolvăm de ani de zile. Eu, sincer, anul trecut încă am fost optimist, dar pe zi ce trece, deja încep să fiu din ce în ce mai pesimist. Și mă refer aici la faptul că cu această instituție, cu Ministerul Apărării Naționale și cu Armata în general, pe această problemă n-am reușit să colaborăm aproape deloc. Deci dacă toți factorii de decizie, de la primul ministru până la ministrul apărării, toată lumea ne-a dat asigurări încă de anul trecut, din aprilie, și când am ajuns efectiv la punerea în aplicare și în operă a ceea ce ne-am înțeles, întâmpinăm diferite dificultăți. Dacă înțelegerea a fost că, da, suntem dispuși să vă punem la dispoziție poligonul de la Aghireș în contrapartidă cu un alt teren similar. Am făcut eforturi deosebite. Eu personal am umblat prin județ ca să găsesc teren. Am fost pe teren inclusiv împreună cu reprezentanții armatei de pe plan local. Când am crezut că ajungem la mal, vine o adresă de la Ministerul Apărării și spune: domnule, da, nu mai suntem de acord să ne dați numai echivalentul fizic al terenului, dorim echivalentul și valoric. În acest sens, da, vă pot, și aici am adresele care le-am trimis și pe care le-am trimis, și dânsii solicită o expertiză tehnică imobiliară. Deci, cumva, armata s-a transformat în agenție imobiliară. Nu știu dacă este un lucru bun, dacă folosește la cineva, dar mie personal nu mi se pare în regulă. Pe de altă parte, deci dacă orice instituție publică din România trebuie să respecte regula, în sensul că la un document oficial, în termen de 30 de zile, trebuie să răspunzi oficial, ultima adresă care am înaintat către Ministerul Apărării este din 18.10.2011. Nici până în ziua de astăzi n-am primit răspuns. Prin această adresă i-am rugat să reconsidere poziția vis-a-vis de acest schimb de teren, să fie de acord numai cu schimbul efectiv fizic, nu și cel valoric, așa cum a fost înțelegerea oficială și inițială. Și vreau să vă citesc doar o frază din această adresă, ultima frază: vreau ca procesul de pregătire a armatei române să se desfășoare în continuare în cele mai bune condiții, dar, pe de altă parte, ca reprezentant al guvernului și al cetățenilor din județul Sălaj, sunt dator să fac toate eforturile pentru a nu împiedica investițiile și proiectele de dezvoltare ale zonei și a rezolva o problemă de interes public care vizează un număr foarte mare de persoane. Deci asta a fost rugămintea mea, să reconsidere poziția vis-a-vis de solicitarea lor. Deci nu am primit răspuns. În momentul de față, sincer, nu mai știu ce să cred. Dacă cineva va putea să rezolve această problemă, poate anul viitor, când vor fi alte condiții, alte interese, poate cineva totuși se angajează să facă acest lucru. Deci n-am renunțat la idee, eu sunt pe poziție, vreau să rezolv, dar, așa cum am spus, sunt din ce în ce mai pesimist. Tocmai pe aceste considerente. Nu știu ce înseamnă valoric la Crasnă, de exemplu. Ar trebui să dau o suprafață dublă? Ar trebui să dau jumătate din suprafață? Ne putem gândi și la asemenea chestiuni.
noi municipiul e comună. Da. Dar vorbim de suprafață. Deci, aici trebuie un expert angajat, expert care să fie... Cine? Deci asta a fost, deci la nivel de discuție, toată lumea a spus, da, suntem de acord, nu va fi nicio problemă. Dar... Deci să înțelegem că nu sunt de cuvânt cei din București. Eu așa deci eu cred că în acest sistem, eșaloanele de pe pozițiile 2-3 iau aceste decizii și nu ajung informațiile corecte și la eșalonul superior și la vârf. Și sunt târăgănate lucrurile. Asta este senzația mea. Nu știu, poate greșesc, dar eu încă dată spun, consider ca și o nerealizare a mea, a noastră, pentru că m-am angajat și chiar am făcut eforturi deosebite să încercăm să rezolvăm această problemă, pentru că știm ce ar însemna, din punct de vedere economic, dezvoltarea în zonă a orașului Zalău. Probabil. Eu n-am nici de unde, nici dorință n-am să fac așa ceva. Cred că ei sunt o instituție publică. Din câte am înțeles, sunt și ei finanțați tot din bugetul statului. Sunt finanțați și luăm și iau și ei salariile după impozitele și taxele plătite de societățile private și de cetățeni. Nu știu de unde și până unde poate să meargă această reticență a colegilor din armată. Totuși, după cum am înțeles și eu, din primăria municipiului Zalău, li s-au oferit foarte multe apartamente în blocurile de anele pentru locuințe de serviciu, pentru Sigur a fost acel... Da. Totuși, deci acolo, pentru cele 20 de hectare de teren care au fost cedate primăriei municipiului Zalău, sigur, se intenționează în zona Dâmbu Morei, se intenționează construirea de, nu știu exact câte apartamente și, într-adevăr, 30% din numărul de apartamente ar reveni angajaților din structurile Ministerului de Apărării. Dar, sigur, vor fi construite tot în sistem ANL și în funcție de sumele care vor fi date pentru aceste proiecte.